tu, Elena. Vidiš ti je. Kad je organizator. Novinik, da. Alături de noi pe Cristi și suntem la un eveniment cu mașini de la marca Opel. Deci, Cristi, ne spun ceva despre eveniment? Evenimentul se întâmplă anual. S-a întâmplat anul trecut în Arad. Este o întâlnire intrajudețeană între cluburile Opel din orașe. În mare suntem în Timișoara, Arad, trebuia să vină și din Bihor. Băieții au anulat venirea și e o întâlnire amicală. Vorbim, schimbăm păreri despre mașini. Și în număr cât sunteți? În mare s-au anunțat în jur de 48-50 de persoane. Ce-mi puteți spune despre acest eveniment? Bună! E o întâlnire de pasionați în principiu din Club Opel, mare parte și din județul Timiș, județul Arad. Inițial trebuia să vină și persoane din Oradea, n-au mai reușit din diverse motive. Ne bucurăm de vremea bună, de prieteni vechi, prieteni noi, atmosferă plăcută, mașini multe, ce să vă mai zic, și o tură de karting, cum se cuvine. La sfârșit de zi, încheiată cu succes, cam asta e în mare. Urmează să intrăm la Red Motor la karturi, o să bem un suc, mâncăm o pizza, discutăm, vorbim, glumim și cred că plecăm fiecare la casa lui. Și vin pasionații de Opel, da? Da, doar Opel. Păi mai văd acolo câteva mărci de mașini. Da, una dintre ele, un Golf, este al prietenei mele. Mașina mea este în service, n-am putut să vin cu ea, am tras-o mai la umbră. Da, fac-o. Hai să-ți spun o să Noi de obicei facem de mulți ani întâlnirile intrajudețene, între Arad și Timișoara, chiar am făcut de foarte mulți ani. Am avut o perioadă în primii 2-3 ani în care făceam o dată pe lună sau chiar de două ori pe lună. Anual avem și întâlnirea de la Felix, domnul Radu știe despre ea și participa cu doamna Didi. Acolo ne strângem mult mai multă lume. Astăzi, spre surprinderea mea, suntem
foarte, foarte mulți, cum n-am mai fost de multă vreme. Și cam asta e în mare, ce să vă mai zic. Puteți să-mi estimați un număr al prezenței? În mare, cam 55-60 de persoane, cam așa. Din câte vedem, cam 30 de mașini, 30-35 de mașini. Un număr destul de mare, zic eu, pentru un timp atât de scurt în care a fost anunțat evenimentul. Anul trecut s-a întâmplat undeva într-o perioadă mai caldă, la mijlocul anului. Acum s-a întâmplat puțin mai devreme. Scopul, întâlnirea amicală. Și al câtelea an este consecutiv? Al doilea an care se face ceva organizat. În rest ne sunam, hai să ne vedem, ne întâlneam ori în Arad, ori în Timișoara. Ciao! Uite, ciao, nu te-am mai văzut. Alapă, bine de tot. Ciao, ciao, acum mă iubești. Arad, Timișoara, unde e Radu? În emisie. Și toți vă cunoașteți? În mare, da, dacă nu live, de pe Facebook. Care este opinia dumneavoastră despre cumpărarea Opelului de către francezi? Rău, ținând cont că avem mașini care au fost produse de Opel, de GM, în trecut, nu ne poate afecta direct, indirect, probabil la prețul pieselor. Mai departe, trebuie să așteptăm să vedem un lucru bun sau un lucru rău. Pe noi nu ne afectează în momentul de față, noi suntem doar simpli pasionați, nu ne interesează chestiile politice, noi susținem marca, ce ne unește până la urmă și cam atât, nu ne interesează atât de mult partea politică. Dacă o să se întâmple și o să intervină modificări franțuzești în ceea ce înseamnă Opel azi, cum o să reacționați? Foarte interesantă chestiunea. Nu știu să vă zic. Probabil că o să rămân la mașinile mele cele mai vechi. Nu o să merg pe mașini mai noi și cam atât. Păi, dar lumea evoluează și mașinile se duc și ele la un moment dat. Da, așa e, așa e, dar depinde cum le păstrezi până la urmă, că poți să ai mai multe mașini, poți să ai două, trei mașini și atunci folosești numai una de zi cu zi și cealaltă le ții doar strict pentru pasiune. Deci fan Opel până la moarte. Da, da, clar. Ați mai dorit să adăugați ceva? Nu, atât. De adăugat? Ce să zic, sper să se păstreze tradiția, să ne vedem la anul în Arad, dacă nu în Bihor, de ce nu? Deși anual se întâmplă și Opel Festul, care sunt întâlnirea națională în Oradea. Deci și... nu e doar în Timișoara evenimentul? Ceea ce se întâmplă acum a fost organizat doar între Arad și Timișoara. Anual se întâmplă și Opel Festul din Oradea. Fine. De la Felix. Bine, dar așteptăm să ne distrăm. Să fie distracție. Mersi. Mulțumim. Nu, te rog, nu te mai ajuta. Ai un pic silent la mine, cum te așează mașinile. Te rog, cum o Mihai, te rog, aici. Mihai,
Fiecare își personalizează mașina în felul lui, iar avem un model mai rar, o Vectra BI 500 venită de la Arad, în serie limitată, făcute cam 500 de bucăți, dacă mi-aduc bine aminte, n-aș vrea să greșesc. Și cam atât. În rest, fiecare își modifică mașina cum crede de cuvință. A dumneavoastră e tunată? Una din ele, da. Nu, mașina nu se mișcă, nu se deplasează, nu curată, nu. Trebuie un teren iar pe tehnometer mai înghițit. Așa, lasă-o. S-a întâmplat în Arad prima întâlnire organizată, iar acum, spre fericirea noastră, în Timișoara.